Unde dracu m-a schimbat mai băiatule să fac aici? Ce să mă fac? Ce să mai repar eu la calicile astea? Aoleu! Nu, că am băut ceva caldă. Bună ziua! Hello, domnișoara! Doamne! Ah, atunci bună ziua! Am venit că m-ați chemat cu chiuveta aia, cu probleme, cu... Da, ați venit, într-un final. Hai, intrați! Ia spuneți, unde e problema? În bucătărie. Mă gândeam unde dracu să fie chiuveta în altă parte. Deci, ia spuneți-mi, doamnă, care e problema? Tocmai de asta v-am chemat, ca să-mi spuneți dumneavoastră care este problema. Problema, draga mea, e că n-am timp destul. Problema la chiuvetă, nu ce probleme ai tu de viață? Păi aici sunt multe, doamnă, nici nu știu cu ce să încep. Dar cine v-a făcut improvizația asta? Sau cum există o mare vorbă la noi în popor? Cine v-a lucrat aici? Să-i zic că tot el a fost sau să nu-mi bat cap. Nu știu, domnule, alt meșter, că până v-am sunat pe dumneavoastră și ați venit aici... V-am zis, doamnă, e greu cu timpul la mine, dar să știți, la mine un sfat, tot timpul să-i căutați meseriașii care-i căutați și care n-au timp, că ăia-s cei mai buni. Păi de ce? Păi dacă ai timp liber, înseamnă că nu te caută nici dracu, înseamnă că nu ești bun. Ăia pe care-s bun, s-o ocupați. Da, în ziua de azi și ăia proști s-o ocupați. Deci nu știu cum să vă zic, dar aici la chiuvetă țeava asta e lipită cu gumă de mestecat, dacă vă vine să credeți. Da, vine să cred, pentru că fostul meseriaș, nu vreau să zic eu cine, mesteca el așa flegmatic cu o gumiță și ce s-a gândit el? În loc să o arunce la coș, să o lipească acolo, cum făcea el în bancă, în școala generală, când își dădea corigența. Păi ce nu este așa, că nici nu știam ce să fac cu asta aici. Aici, la colecție, stai bine, tati. Istoria se repetă. Dom'le, mi-i trebuie câteva lucruri ca să facem treaba bună. Celălalt meșter mi-a dat o listă cu câteva lucruri care îmi trebuiesc. În primul rând îmi trebuie un sorb. Nu vă trebuie, doamnă. Ce să faceți cu sorbul? Dacă vă soarbe bărbatul ciorbă, e destul. Tot gălăgii de aia face. Dar chiar asta scrie în paranteză. Dacă vă soarbe bărbatul destul, nu vă mai trebuie. Dom'le, haideți vă rog frumos, puneți-mi ce-am zis eu. Doamne, dacă vreți eu vă pun și castronul și polonicul pentru ciorbă, dar nu recomand. Dar în fine, cum vreți noastră. Da, și un filtru că l-a trebuit scos. Dar la ce vă trebuie filtru? Ce să faceți cu el? Dar vă zic ceva. Dacă vreți să faceți economii, facem în felul următor. Aveți filtru la mașină? Îl folosim pe ăla. De ce? Da, doamne, ce e așa de complicat? Luăm filtrul de la mașină și îl punem acolo. Că doar nu beți apă de la mașină, nu? Da, nu-i, dom'le, diferit? Ba da, e diferit, dar chiuveta e proastă, nu știi. Dom'le, dar nu vrei să-ți aduc și eu niște baterii 777 în loc de bateria de la chiuvetă? Haideți, dar lăsați glumele, că nu merge cu așa. Duracell, dacă aveți în schimb. Următorul lucru de care am nevoie este un cot. Nu știu de ce nu este unul acolo. Auzi, doamnă, dar am și o întrebare. Deformația asta de aici, de la ce? A dat cu capul meșterul care a venit înainte. Cred că mai degrabă da cu cotul de vă lipsește. Auzi, mă, ce cărpaci. Ce dracu meșter vii aici și dai cu coatele și cu astea sub chiuvetă? În fin, nu mai zic, au, nimica. Ce-ți poți, domnul, sunteți ok? Da, nu, e bine, da. Am și eu chiuvetă de asta acasă și vreau acum să verific dacă e același material ca la mine, că seamănă și... Ia la, mă-i bine. Păi, adineauri a zis că numai proștii dau cu cotul. Păi doar proștii dau cu cotul, doamnă. Meșterii adevărați dau cu capul, că un meșterii așa adevărat are doar două părți pe care le folosește. Capul și curul. Capul ca să verifice chiuveta și curul ca să vadă dunga când te pleci. Și în loc de țeava aia trebuie să punem un sifon. De sifon de la capa minerală sau sifon de la de toarnă la poliție când ai probleme? Aoleu. Deci cum facem? Mi le puneți pe toate alea? Da, doamnă, se poate. Le facem, dar o să vă coste un pic. Cât? 12 milioane. 12 milioane? Păi, dumneata, știi cât am muncat aici, doamnă? Câte? 30 de minute. Păi cum, domnule, așa de mult? Bine, hai, 25 de minute. Domnule, dar nici Delia care cântă la Sala Palatului nu e atât de mult în 25 de minute. Dar ce, doamnă, Delia la Sala Palatului repară chiuvetele, ea doar cântă. Poate de Ștefan Bănică, că el e cuveta, ne repară chiuveta. Ăla da, dar Delia nu. În fine, deci, cum facem? Ne apucăm sau... Cum ne apucăm? Păi adică dumneata te apuci și schimbi aici și eu spun cum să faci, că eu nu pot prea mult, că mă doare spatele deja. Cum, domnule, adică eu fac treaba și tot pe tine te plătesc așa de mult? Păi dumneata știi câtă carte am făcut eu ca să știu să fac treburile astea? Câtă?
Deloc. Cine are timp de pierdut în școală când trebuie să înveți meserii? Ia uite. E? Crezi că asta se învață ușor în școală? Asta o înveți. O înveți șantier. Păi din câte am văzut eu, numai meserii n-ai învățat. Deci da, doamnă, da. Deci cum facem? Că mă grăbesc. Hai repede. Cum facem? Păi vă zic eu cum facem. Dumneavoastră plecați și eu am să chem pe cineva care chiar să pricepe la așa ceva. Dacă vrei dumneata, eu plec, nu-i problemă, data să-mi plătești taxa de am de facturat pentru astea și plec. Păi am transportul până aici și mai am și o taxă de cucui. Am dat de două ori cu capul și una aici, 30 de lei, plus 30 de lei transportul, 330 de lei, ca să fie rotund, 100 de euro. Ce spuneți? Eu cred că dumneata n-ai mai făcut schimbul valutar de mult. Da, deci vă fac factura? Dar nu vreți dumneavoastră să faceți pași? Haideți, doamnă, măcar transportul, vă rog eu 300, că cucuile le las de la mine, că na. Ei, cu cuiul în cap, e ca bătătura în palmă. Se vadă dacă am lucrat. Hai, plecați, domnule, că am treabă. Am de făcut o chiuvetă. Asta se întâmplă când vrei să faci un bine la om. Eu am vrut să vă ajut și 200, în fin. Am cerut 12 milioane, parcă ce am cerut pentru, în fin. Alții cer mai mult, 12, am, în fin. De asta nu mai avem lucruri frumoase în țara asta. Că nu se mai respectă muștori adevărați. Hai, la revedere! Hai, domnule, dă-i drumul că-l chem acum pe soțul meu. La revedere! De fapt, dacă-l chemam pe soțul meu la cât de nepriceputul, cred că se înțelegea la fel de bine. Avid! Înseamnă că tot eu trebuie să repar și asta, cum am reparat și ușa de la dulap. Aie, mă uit pe YouTube și asta constituie ora mea de beauty.